eventual. Întotdeauna vine cu mare drag la manifestările organizate de noi. Nu pune nimic înainte. Iubește satul, iubește oamenii. Ceea ce este extraordinar pentru noi. Încă la bun început vreau să vă spun că nu fac parte de niciun partid, deci nu fac politică. Al doilea rând vreau să zic că ceea ce se întâmplă astăzi aici este un lucru fantastic. Este să produce cultură și în același timp să consumă cultură. E fantastic să auzi și să vii în satul tău, să vezi sărbători extraordinare legate de cultură, de spiritualitate, de, știu, cu ajutorul religiei, cu ajutorul forțelor locale. Se întâmplă niște lucruri care mie îmi fac deosebită plăcere și fericit pe toată lumea care a contribuit aici pentru realizarea acestei întâlniri și celelalte care au fost înainte, chiar dacă domnul Telu s-a izbit el cu anumite mentalități, el a creat o chestie fantastică. Eu nu știu ca fiul al satului ăsta, ca cineva în satul ăsta să fi scris doi scriitori, astăzi l-am aflat pe al treilea. Era domnul învățător Păslaru, Tudose, care a cumpărat cartea în 5 exemplare și în toate limbele pământului s-o împartă, că era cartea din porțile noastre, ale cășunenilor. Și astăzi am auzit, cum să spun, bucurie în suflet, că există cineva care a scris o carte de poezii și mă bucur și sunt fericit în același timp. Pornind de la aceste deziderate, vreau să transmit ceva doamnei directoare ale școlii, care fiind profesoară de matematică, deci se poate ridica la culmele sus, cele mai de sus ale științei, ale muzicii, ale picturii, ale poeziei, pentru că un posesor de matematică este un om de părerea ieșit puțin din comun. Și vreau să-i transmit și să-i urez în același timp. Știu că părinții ei au fost lângă vecini, cu mine, pe tatăl, îl cunosc foarte bine, am copilărit împreună, a lucrat în industria lemnului. Vreau să-i transmit și să-i urez că la școala Cașin, într-adevăr, s-a făcut carte și să-i urez ca în continuare să se facă carte și să țină cont de aceste lucruri și să fie extraordinar de obiectivă și de atentă la prestigiul acestei școli să se mențină și chiar să crească. Mulțumesc tuturor cadrelor didactice. Vreau să vă reamintesc că școala scoate niște valori, scoate niște modele. Modele sunt în toată lumea, de la sportiv, de la scriitor, de la inginer, de la domitor, de la... Cât am umblat eu lumea asta și în țara asta, prin faptul că eram proiectant, eu am rămas cu un singur model, care de la locul 2 și locul 3 nu există. A fost învățătoarea mea, doamna Popa, care... Practic, eu n-am iubit-o niciodată, dar a fost ceva incredibil. De o exigență totală, de obiectivitate totală, conștiinciozitate totală. Țin minte că când s-a îmbolnăvit, am asistat din întâmplare și domnul părintele Matei trebuia să țină locul în ziua care urma. Ai grijă, Matei, să nu faci dreptate, să faci lucrul ordine ca lumea. Niciodată n-am fost, aveam impresia că sunt dat la o parte, că nu... Și am întrebat-o după ce am ieșit inginer. Domnul Vlad, de ce vă purtați așa totuși cu mine? Că vă gerați puțin mai altfel, mi se părea că îi ajutați pe ceilalți. Și că nu Ioane, vroiam să fiu băiat cadru didactic, vroiam să fiu la înălțime și pentru asta trebuia să te ambiționez. Cine a fost doamna Popa? A fost o doamnă învățătoare cu cele mai grozave calități. Cel mai bun nu era nu știu care sau nu știu care, era Remică Bolanică la istorie, era Mariana Comăneci și Ion Ciulea la matematică, era Dorel Țiganu, un
extraordinar de bun la toate. Era Felicea Mânicuță la română. Deci nu era niciunul campion mondial. Toți erau în clasa cu pregătire medie extraordinar de ridicat. Îi păstrez în memorie ceva care nu mai există și vreau să școala să producă elemente, să se producă oameni educați care să-și caute în viață un model și pe care trebuie respectat. Încă o dată, ce să zic, aceste manifestări îmi fac deosebită plăcere și particip cu toată dragostea. Aș vrea să reamintesc sau să spun la cei care sunt în diaspora cășuneană, dar în țară, să încerce să facă și ei mai mult pentru școală, pentru comuna lor, să-și aducă aminte că aici au dobândit primele cunoștințe și s-au educat, să încerce la cât se poate de puțin să aducă un minim ajutor acestor oameni care se muncesc aici, ca satul lor deja au obținut a 49-lea sat în România ca frumusețe. Asta e extraordinar. În toate localitățile țării astea să fie în primii 50. Felicitări și tot ce trebuie făcând ca să mențină treaba asta. Eu ce-am făcut eu în viața asta pentru satul meu, cum am întrebat, în afară de, știu că am mai avut niște, când era prietenul meu, Remigiu Bărănică, director, am mai ajutat cu materiale didactice și cu maculatură, cu chestii astea ce puteam obține de la institut, bineînțeles, dar am făcut o treabă care n-am spus-o nimeni și n-am spus-o niciodată. Eram profesor suplinitor la Curița, așa cum a fost și Mariana a venit profesoară. Eu, între două nereușite și o reușită până la facultate, am fost și vreo 7 luni profesor la Curița și m-am prins 2-3 ploi mergând pe jos în Alecom și, băi frate, până la genunchi am intrat în voroi. A venit vrânceanu, s-a căsătorit cu o elevă de-a mea, care am avut o elevă la Curița. Ne cunoșteam de la București. Băi, Ioane, cum ajungi să facem ceva aici cu drumul ăsta de la Gașa la Curița? Ce fac? Institutul, a fost cel mai mare proiectant de drumuri, a fost proiectantul de la A la Z al lui Transfăgărășani. Eu eram repartizat în 71 la institut. Institutul a proiectat 44.000 de kilometri de drumuri forestiere. Toată pânza de drumuri forestiere în țara asta e proiectată de către institut. Zic, hai să faci. Na, trimit 4-5 proiectanți, îi ții o săptămână, i-a luat, i-a omenit, i-a ținut, au făcut un proiect care nu avea voie să zică nimeni, că nu avea, era și unii ca și cei mai buni, nu avea cum să zică ceva de proiect. L-am învelit din punct de vedere economic. Cum justifici să se facă un drum și nu știu ce? Greu, erau vremurile grele. Miere de albine, vaci trebuie, Valea Tazlăului, Valea Trotușului, trebuie să duci la muncitor, la aia, grânză, pe piatră, chestii, miere de albine, nu mai zic. Toate astea învelite, un proiect extraordinar, pus în brațe la un primar destoinic, Ioane mă descurc. A deschis ușile și așa s-a făcut și s-a asaltat drumul de la Curița la Cașa. N-am spus treaba asta să mă laud, n-am spus treaba asta la nimeni, știu unii cășuneri, 3, 4, 5, era remică prietenul meu, ghiță cu ăsta. Deci, nu am făcut mult, am făcut că mi s-a putut, că am putut să fac. Dar dacă facem câte puțin fiecare dintre noi, putem ridica și mai mult prestigiul acestui sat. Ce-mi doresc eu, satul ăsta, așa cum unii doresc jobul lui, unii guvernul meu, unii, eu nu îmi doresc decât să crească spiritual, cultural și să fie sănătos. Nu de alt a ieșit oamenii la tragedia de la colectiv în piața universității, în primele două seri, dacă erați atenți și din multitudinea de cereri,
dacă le caracterizeam și le puneam pe un tabel, erau trei foarte clar. Că lumea vrea educație, vrea cultură și vrea sănătate. Restul erau lucruri care sunt sporadice sau s-au manifestat de la 1-2. Deci pentru asta și cei din conducerea locală pot face și având ziaristul lângă noi, că așa am înțeles că e un ziarist în comuna asta, se poate transmite un mesaj că cu ocazia 150 de ani de la comuna Cașin, școala Cașin, dorește să facă, exact cum a zis domnul director Comăneci, să întâlnească școală, să nu cadă, Doamne ferește, să se întâmple ceva. Deci trebuie să mergem înainte și cu cereri, și cu felicitări, și cu lucruri frumoase, și cu lucruri mai puțin plăcute, dar utile. Vă mulțumesc! Noi vă mulțumesc, domnule inginer. Eu consider că sunteți un exemplu de patriotism local. Știu că acest sentiment a început să se dezvolte și în statul nostru. Vă reamintesc că suntem contra cronometru. E nedrept, e nedrept că suntem contra cronometru, dar chiar așa suntem. Ideea în care copiii se plictisesc, cei mai în vârstă sunt și mai obosiți, dar tot trebuie să mai ascultăm câteva persoane și personalități care mai doresc să ne spună ceva. Mi-am duc aminte că am vorbit odată cu domnul Ciurea și discutam despre niște chestiuni și spunea spiritul Cășuneanului era așa, cea răușului. Când nu-ți place ce face unul, fă tu alta mai bună. Nu se referea la ce, dar zici, nu-ți place, fă tu altceva mai bun, despre ce critici. Da. Dragii mei, vă mulțumesc tuturor antevorbitorilor. Asta nu înseamnă că vreau să fiu ultimul. În orice caz, aș începe scurta mea prelegere cu un dicton latin care ne afectează pe noi toți. Tempora mutantur et not mutamur cum iis. Timpurile sunt schimbătoare și noi ne schimbăm odată cu ele. Într-adevăr, și spiritul ludic își are sensul lui, locul lui. Cred că nu este cazul aici, cu toate că uneori este și cazul, dar pentru noi toți, gândul trebuie să se îndrepte, așa cum frumos spunea Simion Mehedinți, copilul înseamnă ca să-l educi, să-l integrezi în spiritul neamului din care face parte. Iar Nichifor Crainic are un articol foarte grăitor. Vremea noastră este vremea tineretului. Deci prezentul în care suntem este viitorul tineretului. Este o frumoasă conjugare peste spațiu și timp care se realizează doar prin biserică și școală. Cele două brațe nedeslipite de trupul spiritual al unui neam. Nu poți să conjugi școala fără biserică, cum la fel biserica se definește în generațiile ulterioare prin această pleiadă de copii minunați pe care suntem datori să-i creștem într-un spirit sănătos, să aibă ce învăța, să aibă ce vedea, cu toate că avertismentul nu este de ieri, de azi. Cu zeci de ani în urmă, marele Iorga vorbea despre omul universal, despre aceste modele pe care le vedem că apar în lumea aceasta imundă a mass-mediei, care nu mai sunt modele de coabitare, modele de introspecție, modele de afirmare pentru viitorul nostru. Cu alte cuvinte, suntem în pericolul de a rupe acea verigă spirituală care înseamnă lanțul uman.
și șirul de generații ale neamului nostru de acum 2000 de ani până în prezent și cât va fi pe acest pământ neamul românesc. Port cu mine și poate veți observa că fiecare dintre dumneavoastră cartea aceasta a monografiei Comunei Cașin, reeditată prin osârdia familiei Vornicelu și prin participarea unei alocuțiuni la sfârșit a doamnei Maria Nița Ghioc, doamna învățătoare, venerabilă noastră învățătoare, este îngălbenită, ca să spunem așa, de mâinile mele. O citesc adeseori din dor față de generațiile care au fost, față de pleiada aceasta de corifei, de înaintași, pe care i-a dat Cașinul ca un exemplu pentru generațiile ce sunt alături de noi și care poartă viitorul. S-a spus aici că nu s-au menționat, într-adevăr, nu s-au menționat, dar toți, prin conjugarea energiilor noastre intelectuale, îi avem aici, inseminați pe tablele de carne ale inimii fiecăruia dintre noi, salutând această emoționantă întrunire și în același timp mărturisindu-vă, chiar dacă eu pomenesc în slujbele mele la Sfânta Liturghie pleiada de preoți pe care i-a dat Cașinul, o parte, ca să spunem așa, asta nu înseamnă că îmi lipsește pomelnicul, ca să spun așa, cu toți intelectualii Cașinului nostru din cele mai vechi timpuri și până în zilele de astăzi, care sunt alături de noi sau care au plecat în zenitul timpului de timpul al tinereții celei fără de bătrânețe, al veacului luminos spre care ne îndreptăm și vom intra odată și odată, să fim ferm convinși și asta să învățăm pe copiii noștri în mod exact. Căci Mântuitorul Iisus Hristos, care este supremul învățător și Clement Alexandrinul, la care vă fac referire dumneavoastră, pleiadă de intelectual, să citiți lucrarea Pedagogul din părinți și scriitori bisericesc, să vedeți ce îngemânare frumoasă, acum aproape 1600 de ani, 1700 de ani, putea să dea, ca să spunem așa, clasa de intelectuali pe care, alcăită prin focul Duhului Sfânt și crescută din apa cea vie a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, vă veți găsi și în același timp veți reverbera toate aceste trăiri ale noastre de astăzi, să vedeți că sunt neschimbate. Doar într-un fel sau altul, timpurile le schimbă prin implicațiile acestea sociale și morale, dar într-un fel sau altul, trăirile și sentimentele rămân aceleași. Nu ne schimbăm decât prin noi, dacă vrem noi și cum putem fiecare dintre noi, prin educație, prin trăire, prin participarea noastră la felul nostru de a ne trăi viața pe acest pământ. Mulțumesc tuturor organizatorilor și felicit pe această cale pe toți participanții care într-un fel sau altul vom avea ce pune mărturie pe viitor la alte și alte acțiuni de această factură emoțională care îmbracă, ca să spunem așa, într-un cuvânt, viața socială, spirituală și materială a Cașinului nostru drag. Vă mulțumesc! E jenant să vă zic să prostim mai repede, dar văd destul de nerăbdare. Autoritățile doresc să și urmăneze niște diplome și chiar niște medalii dascălilor care și-au dedicat întreaga carieră școlii din Cașin. În aceeași idee, mă aflu în fața
urmașului unei familii intelectuale, tatăl preot, mama învățătoare în satul nostru. Dacă ar dori să spună câteva cuvinte, ar fi foarte bun. Sigur, în primul rând, nu mai sunt cuvinte. Totul a fost extraordinar, totul este extraordinar. N-am fost obișnuit cu microfoane, am apărut pentru asta. Mașinării purtăm după noi. Dar astea se spun minciuni de orice. Așa că, sigur că da, pentru mine, viața în comuna Gașina a fost foarte frumoasă și țin foarte mult această comună. Sigur că educația în familie a fost cu totul alta. Fiind tata preot, mama învățătoare, eu am noi copii și eu și Nadia am avut de suferit. În ce sens? Mama fiind foarte corectă și fiind soție de preot, automat că ea era exemplu când trebuia să apară cineva. Corectitudinea ei și conștiinciozitatea ei au dat dovadă de respect și de, mai mult decât atât, de tact profesional. Tata a avut altă misiune pe care am deplinit-o din punct de vedere al spiritualității. Deci, a fi preot și având o soție învățătoare și noi copiii care vreau să învățăm să ne ducem având anumite restricții, automat că am avut de suferit. Dar, a fost foarte bine, în sensul că am avut o altă educație și am pornit altfel, ne-am întrebat la drum. Sigur, eu transmit generațiilor viitoare și foarte impresionat sunt de ceea ce am văzut aici în comună și felicit administrația pe domnul... Mai puțin pe mine că... Sufletul, păi dacă sufletul acestei întâlniri este acest dosier care să-i dea Dumnezeu sănătate, putere și să mențină această stare, că nu ne puteam întâlni și chiar am rămas foarte, foarte plăcut, impresionat de ceea ce am văzut și cu cine m-am întâlnit. Sunt ani de zile care nu m-am întâlnit cu foarte mulți. Chiar am întrebat, sincer și recunosc, că nu mai cunoșteam pe domnul inginer Cimpoia și el nu dă cu mine. Ce să... Da, și am întrebat pe preacucernic, zic, părinte, spune și mie, la fel și dumnealui. M-a întrebat de Ciurea, m-a întrebat de mine, că eu eram, nu știu, zic, noi suntem rude. Și explicam că zic, suntem o leacă de rude, zic. Noi trebuie să ne... Așa că, din suflet, și ar trebui, exact ce spunea și părintele, ar trebui ca noi, care încă mai suntem în putere, cum spunea și domn profesor Povănici, să ajutăm și să creăm o ambianță și să creăm un loc de întâlnire mai des și chiar o contribuție din partea a toți cei care suntem și reprezentăm această comună Gașina. Că în final suntem fiii comunei, chiar dacă suntem unii într-o parte, alții într-o parte. Eu când vin la Gașina, mă reculeg, mă adun, mă văd și pe unul și pe altul, văd și pe fiecare și din prietenii care i-am avut, din colegii și țin la ei și caut să mă integrez. Numai că e durată scurt și plec. Dar, din suflet, vă mulțumesc și din suflet vă felicit și vă rog să apelați și la noi, cei care suntem invitați aici, începând cu domnul primar, cu domnul Rose, ca să putem și noi să ne gândim și să ne gândim cu toate. Vă mulțumesc și vă doresc un an nou plin de sănătate, cu fericire și cu bucurii de la cei dragi ai dumneavoastră. La fel. Domnul Guvernator, noi trăim și activăm mai ales în, la reședință de județ, pe mulți Cășunin a ajutat. Nu a spus nimic, nici nu că nu a ascultat, foarte puțin evidențiază din realizările dumneavoastră. Un exemplu de... Modestie. Modestie se numește? Vă mulțumim, doamna profesoară. Mă aflu în fața unui venerabil consătean al nostru, fiu al unor dascăli ce au urmat generații domnului Păslaru. Tatăl domnului inginer Cimpoia și mama dumnealui au fost practic dascălii părinților noștri, ai generațiilor de peste 50 de ani de acum.
tot în familia dumnealui, doamna, soția dumnealui, doamna Veronica Cevoia, a fost un minunat astfel, o profesoară, cum sunt majoritatea, dar eu fiind, sunt subiectiv, fiind un diriginte și profesoară de limba română, îi păstrez o amintire deosebită, pentru că, așa cum am spus, mi-a insuflat dragostea către lectură. Dacă vrea să ne spună câteva cuvinte, i-am fi îndatorat, știu că este emoționat, însă îl rugăm să ne spună câteva vorbe. Domnilor, a fost cel de ocol, 37 de ani, am avut foarte multe de gândețe, așa și am realizat în poziții foarte bune toată pădurea. Acum, când am plecat, am lăsat-o așa. Acum se taie pădurea în bărții care. Am avut păsărărie, am avut suspire, am avut vânătoare, numai pentru oamenii sus, puși. Au venit și mâncătorii statului, acolo la noi, așa, se puște. A venit și Ceaușescu. Ceaușescu a venit cu pluton, așa. Ca să-l apere și vânătoarea s-a terminat. Deci asta este. Părinții mei au fost învățători, soția profesoară și am mers așa în continuare, dar cum să vă spun, am făcut de toate, că la un moment dat când a fost distrus clădirea în 1977, așa, am făcut-o din nou. A fost făcută în 100 de ani de la, cu materiale de la biserică. Așa. Și am cunoscut pădurea, am cunoscut tot. Dar trebuie să facem, dar să vă spun că în 96 a distrus pădurea 6.000 de hectare. Așa, și a trebuit să le facem la loc. Și le-am făcut, le-am tăiat și am făcut instalarea asta. Așa, și știu, am avut destule probleme. Am avut și oameni care au decedat acolo la pădure. Așa că eu mulțumesc la toți care au fost în probleme cu pădurea, pentru că era așa, ne spunea că să nu mai dăm materiale la oameni și să, dacă se întâmplă ceva cu incendiu, cu cine ne ducem? Asta era problema, pentru că nu mai dădea voie să se dea materiale și la oameni, așa, și atunci, ce se face? Le-am spus de multe ori la Bacău, domnule, nu ne lăsa singuri, că ne ducem 20 de oameni, dar restul ce facem? Și am realizat toate treburile, i-am plăcut că a ieșit bine, nu am avut bani de plătit, nu am avut afaceri, desfășurat activitatea întreaga viață în școala Cașin, vor primi niște recompense târzii, dar noi zicem că meritate totuși se întâmplă. M-am înțeles că ar dori să vorbească o doamnă profesoară, fost directoare a școlii din satul nostru, cu care personal am realizat anumite momente pentru școală bune și, zic eu, potrivite pentru procesul de învățământ. Mulțumesc! Sunt Virginia Vescu, vin la Cașin de la Onești. M-am bucurat să o aud pe doamna
invitatoare postorată spunând că s-a simțit respectată la Onești și vreau să vă spun că așa este, lucrurile se întorc ca bumerangul. Eu m-am simțit respectată la Cașin și vă mulțumesc din suflet. Am fost 2 ani de zile directoarea școlii din Cașin și mă simt onorată pentru că am avut parte de așa o experiență în activitatea mea didactică. De când am venit la Cașin, trebuie să vă mărturisesc că mi-am bătut la ușă domnul Constantin Tudose. Eu m-am bucurat să descoper cartea pe care dumnealui o scris ese și prin care, așa cum s-a mai spus, a oferit cășunelilor o carte de identitate. Și așa a început colaborarea noastră și au venit alături și alți oameni de suflet din Cașin. Au fost preoții din Cașin și mă bucur că este aici părintele Projocaru. Au fost, în primul rând, oamenii școlii. Dragi colegi, vă iubesc pentru sufletul și vă mulțumesc că mi-ați fost alături. De la secretara, doamna Lina Nichifo, mulțumesc că este mâna dreaptă a unui director, da? Și prima persoană cu care dați ochi atunci când intrați într-o instituție de învățământ până ajungeți la biroul directorului. Mulțumesc tuturor colegilor din cancelarie pentru că am colaborat și împreună am făcut posibile toate activitățile care s-au desfășurat. Au fost nenumărate, o bogăție de activități aici, în fostul locaș al școlii și actualul cămin cultural. Mulțumesc, doamnei director, pentru invitație. Am venit cu mare bucurie la Cașin. Prima întâlnire a dascărilor din Cașin am organizat-o de Crăciun, înainte de Crăciun, ca și acum. Iată că sunt din 2010, nu? Când am fost unită în funcție, sunt 5 ani. Eu sunt 5 ani frumoși și alături de mine au venit și alți oameni dragi din Cașin. Dar mai mult vă mulțumesc că ai venit cu trupa de teatru Curiculice de la Onești. Au pus umărul alături și radio și presă, domnul Moraru de la presă și mulți alți colegi. Primăria și toți consilierii și primarii. Eu am lucrat cu ambii primari. Primul an a fost cu domnul Curelea, în al doilea an cu domnul Soroiu. A fost o colaborare foarte frumoasă. Vreau să spun că toți au sprijinit, părinți dragi, s-au făcut expoziții cu costume populare, copii minunați care au venit, au pus sufletul, s-au îmbrăcat, au urcat pe scenă, am organizat spectacole. Imaginea școlii din Cașin se știa, vuia la inspectorat. Școala din Cașin, ce ați făcut acolo? Nu știu ce am făcut împreună, dacă am fost o intenție bună și un gând bun, am făcut probabil ceva să activăm în noi acel sentiment al apartenenței la spațiul neolitic, acest spațiu cultural, așa cum frumos l-a numit Plaga. Și probabil că avem în noi ceva, așa cum spunea părintele Cojocarului, este o trăire care face ca inima noastră să vibreze și să ne adune împreună la oaltă, în acest cămin numit frumos cultural. Da? Suntem aici pentru că împărtășim un sentiment al apartenențe la o comunitate și pentru asta suntem astăzi aici. Am venit cu întrebări, da, unii poate s-au întrebat, așa cum spune Mircea Cărtărescu, de ce iubim femeile, de ce iubim dascării și au venit să afle răspunsul. Alții s-au întrebat doar cum facem să funcționeze școala, pentru că este în criză sistemul de învățământ, de asta nu e o noutate, a fost întotdeauna. Antreprenorii văd din asta o oportunitate și spun ce-ar fi dacă și-au început să vină și să sprijine școala și iată că se întâmplă lucruri minunate. Iar alții pur și simplu au venit să vadă oare ce se întâmplă cu noi aici. Da? Pentru toți avem întrebări și așteptări. Important, cred că, este să realizăm că a venit vremea ca spiritul antreprenorial să-și dea mâna cu spiritul care a animat dintotdeauna o comunitate și împreună, pentru că sunt doi piloni puternici, biserica și școala, împreună cu acest nou spirit antreprenorial care se afirmă la nivel global, să ajutăm școala să renască și împreună cu cei de la radio, de la presă, de la televiziune, să reașezăm imaginea școlii acolo unde este locul. Vă mulțumesc din suflet! Mulțumesc, domnule președinte, pentru modul cum ați marcat cei 2 ani în care ați funcționat ca și directoare în satul nostru. Am reținut că ați vorbit despre spiritul mioritic, nu este copiii cel de Tihonie, este cel de împăcare și de a merge înainte constructiv și de a face lucruri frumoase.
mă apropii de final și înainte de a ruga pe doamna inspector general ajunge a ne spune câteva cuvinte, să mi se face semnul din deget și eu reacționez la semne, să dau un... Nu vreau microfon. Vă rog, domnule inginer. Nu vreau microfon pentru că eu vorbesc destul de mult și tare. Ca un aș vrea să aduc în prim plan un efect al școlii. Cum absolvenți ai școlii ca și ajunși într-o anumită situație, domnul Ciurea a prezentat, așa cum a avut dumnealui, foarte, foarte voalat ajutor transmis spre comunitate. Dar aș vrea să aduc în discuție următorul aspect. În perioada interbelică a funcționat la Episcopia Romanului, dacă greșesc, domnul părinte să mă corectez, a fost părintele Ioan Bulea, da? Care a vrut sau n-a vrut, dar cu certitudine a ajutat ca foarte mulți tineri din Cașin să ajungă preoți. Deci un gând pios pentru părintele Dumnezeu să odihnească Ion Bun. Domnule, nu cunosc decât acest aspect și poate că odată și odată ar trebui să facem, în ghilimele, un inventar al preoților cu origini aici la Cașin. Al doilea efect, să zic așa, la școala normală de la Bacău a fost într-o anumită perioadă, domnul profesor care a știut ce vor cășunene. Și foarte mulți dintre cei prezenți au fost sau s-au școlit, au avut posibilitatea să școlească și datorită ajutorului lui domnul profesor Sandu Băleanu. Aceste două exemple arată cât de important capital a fost influența școlii la Cașin. Pentru cei care își stărbează mâine ziua numelui, după acum la mulți ani, pentru toată lumea, pentru cei prezenți, sărbători fericite și numai bine. Mulțumesc! Și contribuiți cu expertiza dumneavoastră la reușita manifestărilor. Dacă doamna inspector general ajungă să ne spună câteva cuvinte. Bună ziua, stimate doamne și stimate domnule, cer scuze, inevitabil voi sta cu spatele la unul dintre voi. Am răspuns cu mare plăcere invitației de a fi astăzi aici și pentru că au fost niște premize pe care le-am luat în calcul. În primul rând știam anumite lucruri despre dumneavoastră. Știam că sunteți aici certificați, autentificați prin documente de circa 600 de ani, care ne parvin de la Alexandru cel Bun. Știu că aici s-au descoperit urme ale existenței umane și ale unei vechi civilizații de circa 3000 de ani. Mai știam din presă despre dumneavoastră că aveți porți minunate, oameni gospodari și mândri, copii care știu să ducă mai departe valorile și tradiția autentică și, în general, nu refuz astfel de invitații pentru că, așa cum se întâmplă și astăzi, plec mai bogată și mai încărcată de informații, de prieteni, până la urmă, de amintiri frumoase. Consider că acest moment este, până la urmă, un nexus, un moment în care generațiile se întâlnesc, generațiile care i-au format pe cei de astăzi și care îi vor forma și pe cei de mâine, generația care va asigura și va perpetua ceea ce aveți dumneavoastră mai specific și mai valoros în această comunitate. Până la urmă, este și o formă de a vedea in micro viața unei așezări cu istorie și cu fundamente serioase în spate. Consider că celebrarea acestor 150 de ani ai școlii în acest moment este un moment fast, în primul rând, și prin contextul sărbătorilor hibernale și prin vremea minunată cu care sunteți binecuvântați astăzi și care, până la urmă,
toate acestea luate în calcul, sunt o binecuvântare pentru toți cei aflați în acest moment aici. Faptul că s-au întâlnit aici cu foști elevi ai școlii este încă o dată pentru mine o dovadă că această comunitate este puternică, pulsează de viață, are tradiție. Mă declar impresionată de asemenea de costumele populare pe care le poartă acești copii. În primul rând despre copii trebuie să vorbim în acest moment, bineînțeles și despre trecut, pentru că viitorul este bazat pe un trecut și pe un prezent, dar să-i aducem în discuție și pe acești copii minunați și pe acest cor al suratelor. Eu știam subtitulatura de cor gospodinelor, sper să nu greșesc. Și iată, nu greșesc? Rămân surate. Așa, ceea ce mi s-a părut minunat. În cântecul, în cele două colinde prezentate de copii, am recunoscut arhaisme, regionalisme, inclusiv un fenomen vechi al rotacizării, ceea ce mi se pare deosebit și remarcabil. Acestor copii le doresc să valorifice și să prețuiască ceea ce primesc de la dumneavoastră, de la părinți, de la profesori, educatori, învățători. Le doresc ca peste 150 de ani să se reîntâlnească urmașilor în astfel de momente fericite și să sărbătorească la fel de fast și de frumos 300 de ani de școală în această comună. Dumneavoastră, tuturor celor aflați aici, vă doresc sărbători fericite, vă felicit pentru felul frumos în care trăiți și în care vă doresc să trăiți în continuare, vă doresc multă sănătate și să vă faceți cu aceeași dedicație vocația și dumneavoastră de dascăl și să duceți mai departe mesajul generației dumneavoastră și spre viitor. Mulțumim că ne-ați onorat de, cu prezența la manifestarea noastră. Eu o să-mi închei misiunea spunându-vă că voi continua să scotocesc în trecutul satului și o voi face atât cât mă pricep eu. Cui nu-i place cum fac eu să facă mai bine cu priceperea și cu atât mai bine satului și poate și lui. Vă mulțumesc foarte mult! Îi dau cuvântul domnului primar pentru a amâna distințiile pe care s-au pregătit autoritățile ca un semn de recunoaștere pentru dascării noștri. Nu o să folosesc microfonul, o să vorbesc fără el. Doamnelor și domnilor, dragi copii, sunt emoționat și bucuros până în infinitul inimii, datorită faptului că sunt contemporan cu dumneavoastră, adică sunt alături astăzi de dumneavoastră la acest minunat aniversare a 150 de ani de școală la Cașe. Vă închipuiți că au trecut 150 de generații pe mâinile școlii Cașe, care au fost formați să ajungă și li s-au croit un drum în viață. Este extraordinar, chiar dacă unii dintre noi privim cu alți ochi, nu e bine. E bine să fim demni, e bine să vedem partea bună a lucrurilor și nu cea negativă. Astfel, dacă vom vedea în viață numai partea bună, vom reuși să învingem, să ajungem și să ne obținem scopul pentru care luptăm. Sunt mândru că fac parte din cele 150 de generații. Da, iată că fac parte și cu această ocazie mulțumesc și Dumnezeu să o odihnească doamnei învățător Solomon Angela, mulțumesc doamnei educator Băleanu Marcica, mulțumesc doamnei educator Viorica Costolache, iată că trebuia să încep cu doamna educator, ce spune doamna Viorica. Mulțumesc doamnei diriginte Cimboia, Bendileu Cornelia acum. Mulțumesc doamnei Solomon că mi-a pus stiloul în mână. Mulțumesc doamnei Cimboia care mi-a insuflat dragostea către literatură, către limba română, și drept dovadă, la examenul de maturitate, am luat la limba literatură nota 10. Cât este de frumos, cât este de frumos să fim mândri că suntem astăzi de aici, că suntem împreună. Aș vrea să aduc niște clarificări la cele spuse mai de dumneavoastră. Domnule profesor Comunici, să știți că Consiliul Local și Primarul Comunei Cașin are în vedere
consolidarea școlii Cașin, să fie în fază de expertiză seismologică și de proiectare aceste clădiri. Vom vedea pe parcurs unde vom găsi sursa de finanțare, fiindcă valoarea va fi foarte mare. Doamna Viorica Apostolache, îmi asum vina, domnul Tudose, îi retrag vina și o arunc asupra mea. Nu dânsul este vinovat de demolarea grădiniței, ci primarul Soroi și Consiliul Local în 2012 a luat decizia să o demoleze, fiindcă era inactivă, era insalubră și ce a făcut acolo? S-a creat un loc de joacă pentru copii, dacă a fost grădiniță, tot copiii se bucură de acea locație. S-a vorbit mult astăzi aici, s-au adus elogii, s-a vorbit despre așteptată domnului Tudose Constantin. Într-o ședință a Consiliului Local, domnul Comăneș Constantin din nou vine cu o propunere și anume să-i conferim titlul de cetățean de onoare domnului Tudose Constantin. La propunerea domnului Comăneci, am inițiat un proiect de hotărâre, iar Consiliul Local l-a aprobat și ca să-i conferim titlul de cetățean de onoare domnului Tudose Constantin. Aș vrea să citez din nou pe domnul Solomon Vasile. Nu am cunoscut în viața mea nicio instituție care să elaboreze diplome de intelectuali. Intelectual ești prin ceea ce faci, nu prin ceea ce te numești. Așa că, domnul Tudose Constantin, vă rog să veniți. Primăria și Consiliul Local Cașin acordă titlul de cetățean de onoare domnul Tudose Constantin pentru merite deosebite în implicarea în viața culturală a Comunei Cașin și promovarea acesteia la nivel național și internațional. Aș dori să trecem la cealaltă activitate de a mâna medalii și diplome celor care au activat învățământul din Comuna Cașin. Dar, mai un pic, aș vrea să mulțumesc toți uși frumoase, dar în spatele acelei emisiuni sunt o armată de oameni pe care nu-i vede nimeni. Și de aceea aș vrea să mulțumesc din suflet pentru sprijinul acordat, doamne viceprimar, domnului Tudose Nicu, doamnei director Maria Nadia și nu în ultimul rând inimosul nostru cășunean, domnul inginer Costea Gicu. Familia Ciurea. Domnul profesor Comăneș Constantin. Doamna învățătoare Alexandrina Comăneș. Doamna educatoare Viorica Apostolache. Bravo.
familia Virginia și Gheorghe Vornicelu. Doamna profesoară Veronica Cimpoia. Familia Popescu. Familia Georgeta și Valeriu Mânicuță. Am venit și intervin, am vorbit cu domnul Aurel Mânicuță, fiul și urmașul distinșilor dascăle ai noștri, și în ultimul moment nu a putut să vină. Vă transmitem îmbrățișări și considerația pentru faptul că v-ați adus aminte de părinții dumnealui. Familia Misa și Ioan Ghioc. Familia Angela și Vasile Solomon. Familia Ioan Cârjeu. Familia Marieta și Remica Bălărică. Familia Virginia și Neculai Gură. Doamna profesor Eugenia Spârcea. Domnul profesor Ion Gogu. Doamna învățătoare Cornelia Oncica. Doamna Maria Băleanu. Doamna Florica Florescu. Doamna Ana Marinel. Doamna Ana Popa. Doamna Elena Manea. Doamna Rodica Mocanu. Doamna Elena Cristea. Doamna Costea Misa. Doamna Labăr Cornelia. Domnul Labăr Aurel. Și domnul Bălanu Alexandru. Să rămânile. Pun aici. Hai, termină. Vă mulțumim din suflet pentru prezența dumneavoastră. Mulțumim și celor care nu au putut fi alături astăzi de noi. Îi vom înștiința și pe dânsii. Vă va ajunge, dacă n-au ajuns dânsii la noi astăzi, vă va ajunge noi la dânsii. Noi vom lăsa. Îi vom premia pentru meritele care le-au avut în învățământul din Comuna Cașin. Eu vă urez, dacă tot suntem în preajma sărbătorilor de iarnă, în preajma nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, un călduros din inimă, la mulți ani! La mulți ani cu sărbători!
au spus prorocii, că la Betleem Maria să vârșim călătoria într-un mic sălaș, în acel oraș a născut pe Mesia. Într-un mic sălaș, în acel oraș a născut pe Mesia. Pe Fiul cel din vecie, cel a trimis Tatăl mie, să se nască și să crească, să ne mântuiască. Care n-ați văzut ceaslov și tablă de scris de urmă cu 100 și ceva de ani, copii și niște manuale școlare pe care